Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Te rog să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru partea profesională, pentru bani, carieră, un număr pentru familie sau un număr pentru dragoste. Fix cum simți, fix așa procedezi. Da? Și te rog să ții cont de faptul că nu sunt previziuni doar de dragoste. Da? Mai există și prieteni printre noi, mai există și familie și așa mai departe. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă. Hai să vedem așadar despre ce este vorba. Și începem cu numărul 1, piatra verde. Voi folosi tot același tip de citire, care am văzut că ție îți place foarte mult. Hai să vedem, dragii mei, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi tu, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje pentru numărul 1. Sper că te-ai gândit deja la ceva anume. Să vedem. Nu uita să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să te abonezi canalului, sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi puteți mulțumi, astfel mă puteți ajuta. Mulțumesc tuturor celor care distribuie videoclipurile, dar și celor care recomandă canalul persoanelor dragilor. Bun, să vedem așadar ce urmează. În momentul de față avem 2 de bâte. Este o așteptare mare în care ești pus. Pajul de cupe. Poate are legătură cu o lipsă de comunicare cu persoana iubită sau în unele cazuri văd o lipsă de comunicare în relația cu un copil. Mai văd și faptul că în acest moment ai de luat o decizie foarte importantă pentru copilul tău interior, pentru sufletul tău. O nouă etapă în care ești. Dar văd clar și faptul că este o energie aici duală. Da? Cineva are două fețe, cineva privește în două direcții diferite. Tot ceea ce ține de zona distanței, da, este foarte activ. Deci ceva este pus pe pauză. Să vedem pentru tine. Avem 4 de monede. Se pare că în acest moment ești foarte sigur pe tine, îți dorești foarte mult să rămâi într-o anumită poziție, îți dorești foarte mult o sumă de bani, o poziție profesională, poate îți dorești foarte mult această relație, însă văd că în acest moment poți să fii și puțin posesiv. Cumva nu vrei să renunți la ceea ce tu ai deja. Apoi, pentru casă avem un rege de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar este și o zi pentru unii dintre voi în care intrați în contact cu o persoană care este energică, plină de viață, este o persoană care îți oferă speranță. Văd de asemenea cineva care îți dă un mesaj important pentru sufletul tău, poate chiar cineva care îți vine în casă. Este o veste foarte bună care apare, văd foarte multe activități sau foarte multă energie. Apoi, în curând avem 8 de monede. Văd aici că vei fi foarte prins pe muncă, în viitorul foarte apropiat, lucrezi la ceva, poate unii dintre voi sunteți prinși cu niște activități pe casă, pe familie, poate știu eu vrei să repari o relație, poate ai o discuție legată de muncă sau vine o veste în acest sens. În viitor avem 4 de bâte. Uite, în viitor văd aici o bucurie, celebrezi ceva, primești o veste bună în legătură cu locul de muncă, în legătură cu o relație, te vezi cu o persoană dragăție și aici poate să fie și o prietenă sau cineva din familie. Poate este și de dragoste pentru unii, dar văd că ceva te bucură. Hai să vedem, vreau să clarificăm puțin regele ăsta de bâte momentan și apoi, uite, tu primești o surpriză. Da? Deci regele ăsta de bâte îți face o surpriză. Poate să fie o discuție legată de o zi de naștere, un cadou pe care îl primești. Uite, e un noroc foarte mare pe care tu îl ai. Și are legătură cu un final. Deci aici unii dintre voi aflați de un final legat de o relație serioasă, legat de o căsnicie pentru unii sau cineva vă vine în vizită și vă spune uite am reușit să îmi rezolv problemele, am reușit să ies dintr-o situație toxică. Și este o veste bună legată de un drum. Deci e ca și cum cineva vrea să-ți vină în vizită sau poate tu vrei să mergi în vizită undeva.
Hai să vedem 8 de bâte. Lucrezi aici, nu știu, vrei să rezolvi ceva legat de niște acte, vrei să îndrepți o situație, vrei să îți clarifici ceva și văd o bucurie neașteptată pe care tu o vei avea în curând. Poate este ceva legat de o situație veche, de un bărbat mai în vârstă, poate are legătură cu această situație în cadrul căreia tu tot stai și aștepți. Și să vedem 4 de bâte. 4 de bâte zice despre o întâlnire pe care o ai într-o zi de duminică, undeva pe la amiază sau într-o zi sfântă, într-o zi de sărbătoare. Că citirea e valabilă din momentul în care o vezi, chiar dacă ai intrat pe ea și peste un an, e valabilă. Niște discuții care au loc aici în legătură cu partea asta de teorie. Deci cineva e foarte teoretic, dar nu pune lucrurile în practică. Pot fi discuții în contradictoriu care apar. E o oarecare tensiune aici. Și are legătură cu cineva care e cam fals, cineva care nu e foarte sincer, mai văd eu. Hai să vedem în continuare. Ce nu știi tu? Este 10 de cupe. Da? Se pare că nu știi ceva legat de o familie, ceva legat de o petrecere în familie, de un ideal pe care cineva îl are. Aici eu văd clar o adunare de oameni, un fel de petrecere, un fel de celebrare. Hai să vedem. 4 de cupe. 10 de cupe. Da? Și poate avea legătură cu niște probleme pe care cineva le are în casă, în familie. Poate este vorba despre o problemă de sănătate a unei persoane, despre cineva care este supărat sau supărată în legătură cu o întâlnire. E ceva legat de un grup mai mare de oameni. Poate este o persoană supărată care spune, uite, ți-am promis asta și de fapt nu pot să mă țin de cuvânt, nu pot să merg mai departe. Pe neașteptate avem arcana majoră puterea, o conexiune cu zodia leu, dar în același timp văd și mult curaj. Pe neașteptate tu vei avea mult curaj sau cineva din jurul tău va face un gest prin care te va surprinde, pentru că va da dovadă de curaj. Pentru alții mai văd și o oarecare discuție în contradictoriu sau o provocare prin care va fi nevoie să treceți. Și are legătură cu o întâlnire. Cineva care îți vine în vizită, tu care mergi undeva în vizită și din nou se accentuează ideea că este ceva ce se întâmplă undeva pe la amiază sau la o zi sfântă, la o zi mare, poate într-o zi de duminică pentru unii. Da, în unele cazuri poate să fie o discuție legată de dragoste sau legată de ceva important pentru sufletul tău, văd aici. Niște discuții ciudate. Să vedem ce o să te mire pe tine. Avem arcana majoră, magicianul, o conexiune cu zodia fecioară, zodia gemeni. Se pare că pe tine o să te surprindă faptul că cineva va acționa dintr-un anumit punct de vedere. Vei rămâne foarte surprins de o surpriză pe care cineva ți-o pregătește. Vei rămâne surprins de faptul că cineva începe să acționeze. Cineva își caută aici toate resursele. Hai să vedem, magician. Are legătură cu o relație. Și cu o supărare și cu o speranță. E ca și cum cineva încearcă aici să te bucure din nou, cineva încearcă să-ți redea, știu eu, starea de bine. Pe de altă parte, o să te mire și o să te surprindă clar, adică faptul că cineva nu e sincer, da? Cineva nu e sincer, cineva și-a pierdut speranța în a acționa sau faptul că tu ți-ai făcut o anumită speranță, pentru că uite, văd aici un cuplu, da, care, știu eu, care trece printr-o perioadă ciudată. Hai să vedem oracolul lunii ce zice în situația asta. Au ieșit 2 mesaje, le voi lua pe amândouă în considerare. 3 mesaje. Și se spune despre un final a unui ciclu. Este vorba despre un final din punct de vedere oficial sau un final legat de o persoană cu autoritate asupra ta, asupra familiei, asupra vieții tale, la modul general vorbind. Este o decizie la rece și ci se spune așa că o relație este testată sau relațiile tale sunt testate în acest moment.
acest parteneriat, această prietenie, această relație cu o persoană dragă ție și, în general, relațiile tale. Apoi, oracolul spune că este timpul să acționezi. Da? Fie tu te apuci și acționezi, fie o persoană la care te gândești. Deci este cazul să acționezi. Să acționezi. Și ți se spune să aduci dragoste în această situație. Poate să dai dovadă de mai multă toleranță sau, cine știe, să-ți aduci dragoste față de propria ta persoană. Și uite, aici avem, îngerii zic așa, despre un compromis. Da? Se spune că acest compromis nu e soluția. Da? Nu. Se spune să ai grijă cu acest compromis. Și ți se mai spune că este ok să admiți anumite erori, deci să le vezi și să încerci să repari lucrurile. Foarte interesant. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc pentru că ai stat alături de mine până la final. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, te invit cu drag să o faci, pentru că sunt funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te invit cu drag și la previziunile pe Zodii de pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu dacă ești interesat. Și de asemenea, îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Te invit cu drag acolo. Ne vedem, ne auzim, oricând ai nevoie, cere o citire și îți voi oferi niște răspunsuri pentru sufletul tău. De asemenea, vă reamintesc și de acel concurs care se desfășoară în acest moment pe paginile mele oficiale de Facebook, respectiv Instagram. Este un concurs în cadrul căruia poți să câștigi gratis acest pachet de tarot. Concursul are loc până pe 8 noiembrie 2023 inclusiv. Dacă vezi această filmare după această dată, tot intră acolo pentru că mereu, da, sunt concursuri, mereu ai ocazia să primești ceva în dar din partea mea pentru că mi-ești alături. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem așadar ce mesaje avem pentru sufletul tău, ce trebuie tu să cunoști. Să vedem pentru tine. Ce trebuie să știi? Nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like, să lași un comentariu, m-ar ajuta mult lucrurile astea. Marele preot, 7 de cupe. Cineva aici își face tot felul de iluzii, tot felul de gânduri în legătură cu o relație serioasă, în legătură cu o căsnicie, în legătură cu partea aceasta de iubire. Dacă ești o persoană singură, poate e obosită în situația asta și visezi acolo frumos la persoana potrivită. Pe de altă parte, văd pe cineva care are mai multe oportunități, care are mai multe opțiuni și care este nevoit să aleagă. Mai văd aici și faptul că unii puteți avea legătură cu o persoană pe care o respectați foarte mult, poate să fie un părinte, persoana iubită, un profesor, un mentor. O perioadă de studiu văd aici. Pentru tine avem 4 de cupe. Se pare că ceva nu îți place, ceva nu îți convine în acest moment. Poate un refuz, o veste pe care ai primit-o, poate este ceva legat de o petrecere. Pe de altă parte, văd aici foarte puternic faptul că în acest moment fie ai primit un refuz, fie te simți refuzat, deci te simți cumva respins. Pentru alții pur și simplu sunteți plictisiți, da? Pur și simplu aveți o stare așa ciudată. Pentru casă avem 2 de cupe, deci ție îți vine cineva în casă, poate partenerul vine în vizită sau îți vine o prietenă, te întâlnești cu o persoană dragă ție,
Tot doi de cupe poate să însemne și o colaborare bună pe care o ai cu o rudă, cu o persoană dragăție. Deci apar tot felul de chestiuni de genul acesta. Hai să clarificăm puțin, să vedem ce e cu doi de cupe. Uite, dacă ești femeie, este un bărbat care îți vine în casă, este o persoană supărată, o persoană sau pe care tu ești supărat sau supărată. Pentru alții poate să fie vorba și despre un mesaj pe care îl primiți. E cineva care așteaptă veste de la tine sau poate tu aștepți un răspuns, aștepți un mesaj de la această persoană. Este o întâlnire în care veți discuta ceva legat de zona străinătății, de zona internetului, de așteptările pe care cineva le are. Pentru alții poate să fie o discuție chiar online cu o persoană foarte dragă sufletului vostru. Să vedem, în curând avem 5 de cupe, deci ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate să fie și un moment în care poate unii aflați de o despărțire sau aflați de o situație care nu vă place, nu vă convine și vă uitați spre partea asta goală a paharului. Da? E ceva legat de gelozie, ceva legat de o reacție neașteptată pe care cineva o are. Cineva încearcă să facă, da, lucrurile să funcționeze. O veste pe care o afli și care te surprinde și care nu îți place. Ar trebui să te uiți spre faptul că ești de mult timp în situația asta sau uite sfaturile pe care o femeie mai în vârstă ți le oferă. Da? Poți să te uiți spre chestia asta. În viitor avem 4 de monede. Se pare că în viitor cineva va da dovadă de multă siguranță. Poate este o persoană care nu dorește să-ți dea drumul. De asemenea, poate să fie o situație în care tu ești pus și în fața căreia nu ești deschis la schimbări. Cineva se încăpățânează aici să nu se întâlnească sau îți vine o persoană în vizită supărată. Cineva care spune că nu vrea să se deschidă în fața schimbărilor, nu vrea să accepte și altceva, nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Dar văd aici în viitor și un noroc pentru tine, pentru sufletul tău. Hai să vedem ce nu știi tu. 4 de bâte. Deci e ceva ce tu nu știi în legătură cu o petrecere, în legătură cu o întâlnire pe care o ai cu o persoană dragă ție și tot 4 de bâte poate să însemne și... o zi de sărbătoare, o zi de naștere. Ia să vedem noi. Bun, are legătură cu o ceartă aici, care s-a produs sau care urmează să producă. Da? Este o ceartă aici legată de niște acte, legată de o decizie, de o nedreptate pe care cineva a făcut-o. Da? Poate să fie și ceva legat de pasiune aici. De niște decizii importante care s-au luat, o stare de bine, o petrecere, poate să fie, știu eu, o întâlnire pe care cineva a avut-o. Da? Dar și niște discuții importante privind o sumă de bani. Poate e ceva legat de o femeie șatenă sau blondă. Aici s-a hotărât ceva în situația asta, au fost niște discuții. Apoi, pe neașteptate, avem cavalerul de monede. Pe neașteptate, uite, intri în contact cu o persoană foarte sigură pe ea. Este cineva care se mișcă greu, dar este o persoană pe care tu te poți baza. Poți să primești o veste legată de o sumă de bani, legată de un proiect pe care îl ai. Poate să fie vorba despre o nouă persoană pentru unii dintre voi, dar este și ceva legat de un copil, este ceva legat de o persoană dragă ție. Primești niște vești, deci cineva vine și îți spune niște lucruri. Vreau să văd ce-i cu falsitatea asta, da? Are legătură cu un final, da? Un final care se produce greu sau care este dificil să se producă și cineva vine către tine și îți spune o veste, doar că nu e sincer în totalitate, da? Este o persoană care se concentrează foarte mult pe planul material. Este cineva pentru care banii contează foarte, foarte mult.
Ce o să te mire pe tine este arcana majoră Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, dar și o altă imagine pe care tu o vei avea asupra unei persoane, asupra acestei relații, un sacrificiu pe care cineva îl face. Și este ceva legat de o relație, de o surpriză pe care o ai. Este o surpriză legată de o întâlnire, de o înțelegere. Poate are legătură cu ideea aceasta de casă, de familie, de o relație serioasă, o relație stabilă. Deci aici tu vei avea o surpriză din acest punct de vedere. Ceva care arată total diferit față de cum ți-ai fi imaginat tu. O întâlnire, o relație, poate are legătură cu dragostea pentru alții. Hai să vedem oracolul lunii ce spune. Multe mesaje. Ci se spune așa, să te aștepți la niște schimbări foarte puternice și avem o eclipsă. Și ți se spune să lucrezi cu fricile tale, să ți le învingi. Poate este teamă de singurătate, poate este teamă că persoana asta nu se mai întoarce. E nevoie să ți învingi teama. Eu nu văd aici o întoarcere, o împăcare momentan. Dar și ți se spune așa că un nou început vine pentru tine. Este un nou început. Și ți se spune să mulțumești divinității sau să te deschizi către divinitate. Să vedem îngerii ce zic în situația asta. Ce zic îngerii pentru tine? Îngerii vorbesc despre faptul că cineva e ca un înger păzitor aici pentru tine, cumva cineva este cu gândul mereu la tine. Poate să fie un prieten, cineva din familie, poate este cineva care nu mai este printre noi pentru unii. Și ți se mai spune lecții. Iubirea ne învață foarte multe lecții. Și în legătură cu o relație, în legătură cu un angajament, se spune felicitări, este timpul să celebrezi. Poate ți-ai învățat lecția și ai ieșit dintr-o situație karmică. Da, posibil și acest lucru. Și interesant este că a căzut această carte care reprezintă casă, stabilitate, maturitate, siguranță. Deci aici se rezolvă ceva pentru tine. Și se spune să fii sincer, să-ți iei calea pe care tu o simți și să mulțumești, să mulțumești universului, să mulțumești divinității pentru ceea ce ai acum. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, te poți abona canalului, este absolut gratuit. De asemenea, poți să apeși și clopoțelul dacă vrei să fii prima persoană care vezi o citire. De asemenea, îți reamintesc și de previziunile pe zodii care sunt prezente pe celălalt canal de YouTube, dacă sunteți curioși. Aveți link în primul comentariu și îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI, disponibilă momentan doar pe Android, adică dacă ai iPhone momentan nu o găsești, momentan nu o poți utiliza. Și îți reamintesc și de concursul care este organizat pe paginile mele oficiale de Facebook, respectiv Instagram, acolo unde te poți înscrie și poți să câștigi acest pachet de tarot. Concursul este până pe 8 noiembrie 2023, inclusiv. Dacă vezi această filmare după 8 noiembrie, nu-i problemă, tot intră acolo pentru că mereu organizez astfel de concursuri pentru voi, pentru că vreau să vă mulțumesc pentru faptul că îmi sunteți alături. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.